Bună seara tuturor! Îmi cer scuze pentru întârziere. S-au decalat un pic lucrurile la evenimentul în care am vorbit anterior și îmi pare foarte rău că am întârziat. De obicei sunt punctuală, dar nu întotdeauna ține de mine. Vă mulțumesc că suntem împreună. O să scurtez introducerea ca să recuperăm un pic întârzierea. O invit alături de mine și pe Oana. Salut, Oana! Te îmbrățișez. Bună! Bună tuturor! Recunosc că mi-e foarte dor de evenimentele noastre, ale adevărate, în care aveam mulți oameni în sală pe care îi vedeam așa de adevăratele și care ne întrebau lucruri față în față, dar e bine, nu vreau să mă plâng. Planul pentru seara asta este următorul. Și vreau să povestesc și despre cărțile pe care, la care tu ai contribuit, Oana. O să vorbim și despre ele, pentru că cumva simt că ideea asta s-a născut așa și cu acest prilej al cărților. Citim și vedem asta în jurul nostru, că foarte mulți oameni din România nu reușesc să înțeleagă ceea ce citesc. Și aș vrea, ca să creăm un context, am uitat să te prezint, dar eu cumva presupun că toată lumea te știe. Oana este pe și educatoare, învățătoare, este profesoară de limba și literatura română. Tu ești fondatoarea școlii Helicon la Călăraș, acum și în București. Și ești și consultant educațional și ești foarte implicată, ai și foarte multă experiență, dar și studii în zona asta. Și mă bucur că tu te exprimi atât de curajos pe subiecte extrem de complicate. Cumva în seara asta ne-am propus să rămânem așa pe un subiect puțin dezbătut, dar atât de important. Și revin la asta cu analfabetismul funcțional. Aș vrea să ne povestești un pic ce înseamnă și de la ce vârstă putem spune, putem vedea dacă un copil este analfabet funcțional. Bună tuturor! Analfabetismul funcțional se referă la oamenii, copiii, tinerii care știu să citească, știu să decodeze la nivel de litere, sunete, un text, știu să-l parcurgă, dar pentru care informația rămâne foarte puțin agățată în creier, cu foarte puțină trecere în profunzime pe text, cu foarte puține deducții, cu foarte puțină abilitatea minții de a lua informație, de a sintetiza și cu atât mai puțin abilitate a minții de a citi printre rânduri, de a deduce intenția autorului într-o societate în care oricum se scrie acum comercial, se publică știri în spatele cărora există programe, intenții și nu neapărat nevoia de adevăr. Deci se face atât caz despre analfabetismul funcțional pentru că el e acum un instrument de supraviețuire, nu numai intelectuală, dar și emoțională. Trebuie să știi dacă te destabilizezi în fața unui articol, dacă e în serios o știre, dacă știi să culegi informație despre nu știu câte oferte, de exemplu, de vacanță, nu? Că și asta e. El se testează în școlile primare încă de la finalul clasei a doua, fiindcă atunci se încheie așa o fereastră de oportunitate în minte și un ciclu școlar complet. La finalul clasei a doua se încheie primul ciclu școlar după preșcolar, urmează pregătitoare clasa a întâi și a doua, un ciclu, și adevăratul ciclu cognitiv și emoțional și academic este clasa a treia, următorul, adică clasa a treia, a patra, a cincea, a șasea. Și la sfârșitul clasei a doua, capacitatea copilului de a citi conștient și de a înțelege textul pe nivelul lui se măsoară științific. Și atunci mai este un pic de timp de intervenție pe cititul conștient de adâncime. Numai că trebuie să știm să o facem și trebuie să știm să ne pregătim pentru ea. Că sunt foarte mulți copii în țară, aproape mai mult de o treime, spun studiile, care pot decoda un text, în sensul că îl pot citi mecanic, dar pentru care înțelegerea lui rămâne așa o chestiune de suprafață. Oana, vreau să te întreb dacă putem corecta asta și la maturitate, pentru că observ în jur o grămadă de adulți care mie mi se pare că nu înțeleg ce citesc. Trebuie niște cursuri explicite, organizate de citire conștientă, dar ele... Abilitatea asta de a citi conștient un text și de a reține ce trebuie sau de a dibui informația printre rânduri nu ține numai de limba română sau de citit în sine. Ea ține de ce matrice se formează în creierul copilului foarte de mic, încă din prima copilărie.
Nu știu dacă voi vă amintiți, în vremea școlarității tradiționale din România, încep cu o poveste simplă, la orele de cunoaștere a naturii, învățătoarea venea și propunea lecția barza sau vaca sau fasolea. Țineți minte în manualele vechi de acum, care era obiectivul acestor lecții în pedagogia tradițională care este încă bine scrisă? Nu neapărat să analizez și să descriu barza, deși și asta era important, ci să propun copilului un tipar de observare a unei plante, a unui patruped, a unui biped. Dacă vă amintiți, cei din școala mai veche, tradițională, cu educatori formați în liceul pedagogic pe tiparul vechi, după ce ieșai din clasa a patra, când aveai de analizat, de observat o plantă, un copac, știai foarte clar că trebuie să-l iei de la rădăcină, tulpină, frunze, flori, fructe, să-l descrii, să explici funcția, să explici foloasele. Nu era atât că copilul știe despre copacul respectiv, ci faptul că el avea în cap un plan de analiză și o structură pe care mintea o incorporase ca pe o matrice, pe care se așează ulterior informația. Nu știu dacă înțelegi ce spun, nu? E, și la citit, când iei un text, se întâmplă același lucru ca la orice altă invitație pentru creierul copilului de a observa și analiza o realitate. În cazul nostru, o realitate exprimată în cuvinte. În cazul copilului mic sau preșcolarului sau școlarului mic până în clasa a patra, digestia unei povești. Ce facem noi în societatea modernă de obicei, oamenii preocupați mult de dezvoltarea limbajului și cultivarea copiilor noștri, este să le citim mult. Și foarte bine asta, că îmbogățește vocabularul, trezește un anumit spirit de atenție, creativitatea și așa mai departe. Ce vă invit eu în seara asta și de asta am și lucrat pe cărțile pe care o să vi le arătăm și acum scoatem o nouă serie cu și mai structurate observații, e să nu mai folosim, sau să folosim, că e ok și asta, dar să citim un pic mai conștient cu copiii. Textul, povestea, să nu mai fie doar un obiect de consum. Bucuria de a afla ce se întâmplă în poveste, așa cum aș putea să consum niște imagini, nu? Despre plante, animale sau întâmplări. Și aș vrea când se produce acest consum, acest fumat de poveste, că ați văzut copiii noștri au tendința să ceară din ce în ce mai mult să le citești de 3-4 ori pe noapte, înainte de culcare, să ne oprim din consum și să folosim textul în toate felurile, răsucindu-l pe toate părțile jucăuși, nu neapărat didactic, profesoral, serios, fără presiune pe părinți, dar să fie un exercițiu și să zicem așa, o dinamică de întrebări și răspunsuri sau propuneri de joacă pe marginea unui text sau unei cărți, care să-l facă pe copil să rămână pe conținutul poveștii până la straturile ei cele mai profunde. Pentru că o poveste nu este numai întâmplarea, personajele și ce deducem sau ce învățătură extragem de acolo. O poveste este, ca la ora de știință, o structură la care ne uităm întâi așa, pe urmă așa, pe urmă așa, pe urmă așa, până mai sus, da? Cam cum era lecția de biologie, rădăcină, tulpină. Dacă îl obișnuiești pe copil în joacă să se uite la un text așa, foarte de mic, da, amplificând la orele profesioniste ale învățătoarei, ale profesorului de română un anumit nivel de interpretare, se creează în abilitatea lui mentală o capacitate automată ca atunci când primește următorul text la prima vedere să-l treacă prin această mașină de tocat natural creată, nu? Acest algoritm creat de învățătoare, care să-l ajute să vadă dincolo de, nu știu, partea asta de poveste și de întâmplare, care de obicei îi face din ce în ce mai sureșitat și mai dornic să citească următoarea întâmplare. Și cu ce trebuie să te lase un text, dincolo de frumusețea și distracția din el? Trebuie să te lase cu un limbaj îmbogățit. Și nu toți copiii cărora li se citește foarte mult au și abilitate de exprimare. Trebuie să te lase cu un spirit de observație și un simț al detaliului extraordinar. Trebuie să te lase cu reflexii despre ce trezește el în tine
și chiar să te lase cu discuții mai interesante despre transdisciplinaritate, adică cu ce te trimite textul, în ce direcție te trimite, de ce, cum reflectezi tu despre el în viața ta, cum ai vrea cumva să arate altfel personajul sau ce intenții crezi că a avut naratorul. Asta pe scurt. Acum, la finalul cărților pe care o să te las pe tine să le prezinți, eu am dat idei din diverse zone ale gândirii, pe marginea textului și din zona științific, de științe, cunoașterea naturii, și din zona jucăușă interrelațională, și din zona lingvistică, și din zona logic-matematică. Și pregătesc o serie de alte trei cărți pe marginea altor povești, în care chiar intenționez să dau structura unei lecții pe care poți să o faci acasă, pornind de la structura de suprafață a textului și la discuții mai adânci. O să vă dau niște exemple astăzi ca să nu pară doar teorie. Asta voiam să te rog, pentru că știu că ne urmăresc foarte mulți dascăli, învățători și educatori și cred că de asta au venit, ca să afle concret cum pot face asta cu copilor și mi se pare extraordinar. Vreau să prezint foarte pe scurt cărțile. E o serie de trei. Ele sunt foarte diferite. Asta e și cumva asta a fost magia pentru noi. Cu Ariciul atuns e foarte amuzantă. Deci aici ne-am prăpădit de râs. Aproape că nici nu a contat acțiunea foarte mult. Și recunosc că noi nu facem. Ei fac foarte multe exerciții de gândire critică la școală și eu cumva m-am relaxat cu asta și văd că merge. Sigur că noi oricum în familie dezbatem și despicăm firul în patru privire la orice, dar poveștile cumva le-am păstrat în zona asta de magie, le răspund la întrebări dacă ei doresc, dar când am închis cartea, n-am ținut neapărat să pornesc eu o conversație despre ea. Dar acum am fost cu minți și am cu cărțile acestea trei, pentru care tu la sfârșit ai introdus aceste idei de activități. Am zis, domnule, dacă mai e text, eu îl citesc pe tot. Hai să vedem ce e de făcut. Și a fost interesant, pentru că chiar și la o poveste amuzantă, la care zici că nu are cine știe ce miză, bă, nici literară, nici științifică, it's just for fun. Și eu cred foarte mult că ei sunt foarte necesare. Sunt extraordinare. Cărțile la care doar râzi. Da? Și eu mă uit la Netflix, la tot felul de filme care nu sunt, nu o să ajungă niciodată la Oscar. Sunt amuzante. Pe de altă parte, și exercițiile m-au ajutat să înțeleg și altfel intenția autorului, da? Și sensul. Nu m-am prins din prima, dar făcând exercițiile cu ei am înțeles. De fapt, uite că și eu mai am de lucru mult. Ai voie, n-ai voie este mai poetică și m-a dus în cu totul altă zonă și pe copii a dus în cu totul altă parte decât m-a dus pe mine. Și făcând exercițiile am dat seama și de ce. Iar asta e o adevărată aventură. Am ca un serial polițist, așa, am stat cu sufletul la gură și am repetat poezia și sunt foarte diferite și mi-am dat seama că am pierdut mult timp cumva cu copiii nefăcând și alte lucruri. Nu e prea târziu, că nu sunt încă, au 9 ani jumate și 7 ani, mai avem timp să recuperăm. Eu o să pun în comentarii link-ul către pachetul cu cele 3 cărți, sunt și reduse acum. Și abia aștept și pe următoarele. Și dacă ai timp acum să ne oferi așa pe scurt niște strategii apropo de cum abordăm textul cu copiii după lectură. Și vreau să mai spun doar că după asta o să te întreb câteva lucruri pe care ni le poți oferi tot așa practic apropo de gândirea critică și pot și eu să povestesc despre ce fac copiii la școală. Sunt sigură că sunt lucruri asemănătoare. După care vom lua întrebări de la cei care ne urmăresc. Suntem foarte mulți, 1500 și ceva. Vă mulțumesc că sunteți cu noi. Și poate că dacă ne rămâne timp, dezbatem un pic și asta. De ce aproape jumătate din populație este analfabetă funcțional? Te rog. Nu, asta vreau. Nu, continuă tu și repet și vă predau lecția cu o carte în mână. Chiar o lecție pe care am făcut-o la o clasa a doua, pe marginea uneia dintre cărțile pe care le-ai arătat, ca să vorbim concret ce faci, iar oamenii or să poată translata. Păi hai să facem asta și dacă ne rămâne timp la sfârșit, dezbatem și politica sistemului. Da. Repet, fără să creăm sentimentul părinților că au pierdut ceva, ce facem noi astăzi este o tehnică mai rafinată, e o tehnică didactică predată în liceul pedagogic
și în predarea limbilor străine. Profesori de limbi străine știu foarte bine asta. Se cheamă lectura explicativă. Învățătoarele o știu bine. Dar cu cât o facem mai predictibil și cu același tipar pe fiecare text, oricât de diferit, cu atât se imprentează în mintea copilului un filtru de cunoaștere. Că noi asta vrem să facem. Repetând în clasă o structură didactică, un mod, o metodă pe marginea unor texte diferite, obișnuiești mintea să se uite singură, fără profesor, fără mami, fără tati, peste 5-6 ani, în clasa 6-7, la lecția de istorie, aia grea din manual, predată de profesor, altfel. Asta e marea belea a copiilor mari, că ajung la gimnaziu, la clasa 7-6, au un text, și acela destul de prost scris, nu numai în manualul de limba română, dar în cel de istorie, unde trebuie să creezi un rezumat în minte. Se apucă și citesc și mintea nu are agățătoarele deja formate să identifice. A, aici o noțiune și ideea din jurul ei. Aici o nouă noțiune și ideea din jurul ei. Aici concluzia. Aici un exemplu. Cum formez aceste tipare mentale copilului și de când? Astfel încât în clasa 6-7-8, când are de studiat un text științific sau literar, să identifice natural structura lui, unitățile semantice, intențiile autorului, subtextul, să facă mintea și trimiteri cu ce a știut dinainte. Ăsta e analfabetism funcțional. Să citesc un text de istorie și să nu-mi rămână nici măcar structura poveștii. De ce nu-mi rămâne? Fiindcă nu sunt copil isteț? Ba da, mi s-a citit mult în copilărie, am limbajul dezvoltat, dar mintea mea nu s-a obișnuit să identifice ca la condus, nu? Când conduci mașina, structura străzilor, intersecțiile, șoselele, structura orașului, direcția în care merg, pur și simplu navighez cu capul în navigator, dar nu știu ce se întâmplă în jur. Asta fac copiii din ziua de azi, inclusiv copii inteligenți la licee de elită. Când primesc un text la prima vedere, după prima citire, nu reușește mintea să compartimenteze structurile semantice, unitățile. Păi, care a fost ideea principală? Ce a vrut autorul să facă? În câte straturi și-a pus ideea, nu? Ca tortul? Lucrul ăsta se învață de mic, așa cum am învățat eu de mică când mă uit acum la o imagine, să o iau de jos în sus, din prim plan în planul secund, dar mă uit la o plantă sau la un animal, mă uit mereu de la cap la coadă, de la rădăcină la frunze și fructe, flori și fructe. Cine mi-a impregnat stilul ăsta de a analiza lucrurile? Învățătoarea care a știut să aplice metoda sistematic și constant, fără să-mi predea pe repede înainte nu știu câte elemente despre plante, lumea animalelor și a păsărilor, a făcut-o abia după ce a știut că am o structură de percepție, că pot să-mi organizez observația și gândirea. Același lucru facem pe text. Uite, am predat la a doua, Ai voie, n-ai voie, care e un text scurt și copiii știu să citească, și care a fost primul pas? Primul pas a fost înainte de a mă duce în clasă. Și se cheamă pre-predarea vocabularului. Înainte de a citi copilului un text, ideal, nu înseamnă că ați greșit până acum, e tu să-l frunzărești în liniște și să identifici care sunt termenii care ar putea fi noi pentru copii. Termeni și concepte. De exemplu, dacă mă uit aici, găsesc orizont, a zburda liber, găsesc cuvântul priponit. Sunt vreo 5-6 termeni, n-are sens să insist în seara asta, eu m-am uitat pe toți și mi-am zis, aha, am aceste 7 cuvinte pe care sigur copiii, chiar dacă le știu, le înțeleg, nu le folosesc activ în vocabular. Știu eu, ca profesor de limbă română și de limbă străină, că dacă introduc aceste cuvinte înainte de a-i face pe ei să fie atenți la structura narrativă, am șansa ca aceste cuvinte să se lipească mult mai ușor de ei. Și înainte de a citi un text, ai două etape: prepredarea vocabularului și anticipația. Așa se cheamă.
eu le îmbin, că sunt formată de mult și aceste etape le fac repede. Și m-am dus la clasa a doua și zic, fiți atenți, vă scriu pe tablă ca pe o constelație niște cuvinte stele misterioase, care n-au fost încă descoperite de universul vostru. Sunt într-o galaxie străină, sunt cuvinte misterioase, să vedem cine știe ce înseamnă. Și bineînțeles că primul cuvânt scris cu steluță, chiar l-am scris, nu l-am adus cu jetoane, era cocobleț. Zic, pe ăsta îl știți sigur. Toată lumea are prin buzunare câte un cocobleț. Ce? Ce zice acolo? Cum mai nu știu ce e un cocobleț? Nu aveți idee? În poveste apare un cocobleț. Am creat și momentul de așteptare. Nu le-am arătat imaginea cărții deloc. Eu m-am dus doar cu cuvintele, ca profesor. Și mami poate să facă asta. Fii atent, îți desenez pe o hârtie niște steluțe și în dreptul steluțelor pun câte un cuvânt. Zic, dacă nu știți, sigur o să-l deduceți până la final. Lăsăm cocoblețul. Pentru părinții care se miră și nu știu ce e un cocobleț, este un cocoș care și-a pus ace de arici între pene. Și pe urmă am pus orizont, linia orizontului. Păi știm ce e orizontul, am stat, am discutat, le-am spus cum mi-ar plăcea mie și îmi plăcea în copilărie să alerg către linia orizontului, că e o iluzie. Am făcut pregătirea textului. Poate nu ai timp acasă, dar o oră înainte de a citi povestea, creează așteptări, creează emoție. E ca și cum ai arat terenul pe care se va așeza povestea la cu totul un alt nivel. Nu doar ca o țigară pe care o fumăm repede că ne place textul. Nu înseamnă că e rău ce facem, dar vă propun un alt mod de a deschide porii percepției înainte de un text. Și le-am povestit că întotdeauna când vorbim despre un cuvânt nou, trebuie să legi de o poveste a ta, de o emoție, nu poți să-l lași așa, hai scoateți vocabularul, deschideți dicționarele și hai să găsim sensul, cum facem mulți încă în clasă. Priponit, ia, am și cuvântul priponit. Cine se simte priponit în viața lui? Am intrat încet, încet și în filozofia textului. Nu știa decât un singur copil ce e priponit, care a stat la țară. Cum mai n-ați văzut vacile, cai pe marginea drumului? S-a pornit o întreagă discuție în clasă sau cu copilul tău, dacă l-ai. Cine poate fi priponit? Dacă poți să-ți priponești pantofii, m-a întrebat cineva, dacă există colocație. Nu, obiectele nu pot fi priponite. Ființele și, în general, vitele care simt că trebuie. Dar de ce le ținem priponite? A fost o întreagă discuție. Fără să aibă cartea în față copiii. Și alte câteva substantive, nu mai știu exact care au fost aici, mi-am ales câteva, nu știu, era ceva cu dotat, că sunt dotat. Și am vorbit ce înseamnă o mașină dotată, un om dotat, o casă dotată. Nu știau copiii să facă colocațiile, legăturile. Mi se părea că dotat înseamnă, poți afilia dotat și la o... nu mai știu cine a zis ceva de păr dotat sau haine dotate. Nu merge, merge un penar dotat, o mașină. Foarte interesant. Fiind aceste cuvinte sub forma unor steluțe pe tablă, am dedus că le știm pe toate. I-am rugat chiar să facă conexiuni. Dacă aș fi priponit, aș putea alerga către linia orizontului. Păi nu, că ești legat. Cine știe povestea, e despre un... ponei care e priponit și își dorește foarte mult să alerge să obțină libertate, dar nu poate că e legat și se simte constrâns, nu știe nici el de cine e constrâns. Asta este anticipația, crearea emoției, săpăm terenul, arăm, simțim porii percepției. Bun, ia să vedem acum. Anticipația o accelerez uitându-mă, am proiectat pe ecranul clasei coperta. Despre ce credeți că poate fi povestea noastră? S-a uitat, măi, e cocoșul ăla, o fi cocoblețul, pare un ponei, pare și legat, oare de ce o fi legat? Am creat așteptare. Copiii au făcut presupoziții și au exersat vocabularul și am dirijat să folosească orizont priponit, nu știu cine e cocoblețul. Bun, s-a terminat cu pregătirea terenului, trecem la citit. La clasa a doua, copiii au ritmuri diferite de citire. Unii sunt foarte rapizi, alții sunt încă lenți la stadiul decodării și atunci eu ca mami sau ca profesoară trebuie să funcționez pentru ambele stadii de dezvoltare ale cititului.
Și am zis, am proiectat tot pe mare, pe imagine, prima puțin text. Și am zis, fiți atenți, facem un exercițiu, eu citesc cu voce tare și din când în când mă întrerup și trebuie să continuați voi. Dar ca să ne amuzăm, trebuie să continuați așa, ca și cum cântați în cor textul. Într-o poiană plină de iarbă proaspătă păștea și copiii singur și îngândurat, un ponei cenușiu. Se numește citire selectivă, nu selectivă e mai târziu, dar citirea asta în lanț, pentru dezvoltarea atenției. Dacă aveți copii care știți cumva că pot citi, e în regulă să le citiți în continuare seară de seară, dar cu textul în față și cu obiceiul de a-i pune să urmărească după voi sau să intervină atunci când voi vă opriți. După fiecare parcurgere de pagină, mă opresc, nu dau imediat pagina înainte și ne uităm un pic la text. A fost un text scurt, drăguț, bine, am văzut niște virgule acolo, dialog, dacă e nevoie. Dacă întrerupe foarte mult storyline-ul, nu mă duc, dar mă uit și la text ca corp. Și uite, așa am mers pagină de pagină, am citit când eu, când ei, cu accent pe cuvintele noi. Că asta a fost interesant, să pot să aduc mereu accent pe cuvintele care îmi doresc să intre în vocabular. Și s-a produs etapa a doua a relației mele cu ei sau a orei, ca să n-aveți lecție, în care am parcurs textul printr-o citire, ceea ce se cheamă în pedagogie, citire conștientă, lentă. Ne oprim, comentăm un pic, ne mirăm, recunoaștem cuvintele noi și le deducem în context. Nu o citire rapidă, liniară, doar pentru consumul textului. Nu am pus întrebări încă pe marginea textului, doar citire și de multe ori revenire pe aceeași propoziție ca să mă asigur că toți au înțeles, toți au văzut-o, toți au decodat-o. Sau revenire un pic pe text. Uite aici un dialog. Uite aici, el arată în fotografie odată legat, odată dezlegat. Uite aici se creează un joc de cuvinte. Ai voie, n-ai voie? De ce se scrie ai voie legat sau n-ai voie dezlegat? Sau invers? Și le-am făcut mici explicații fără să stau foarte mult să opresc fluxul narațiunii. Dar o citire mai oprită, mai lentă și cu orientare pe text ca pe un obiect al percepției e mult mai importantă decât o citire de genul bla 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 bla, ca să ajung doar să gust, să zicem, finalul. La poveștile mai mici, la poveștile mai lungi, nu te poți opri de atâtea ori. Te oprești mai târziu la a doua citire. După fiecare moment din acesta de depășirea etapelor narrative, s-a oprit povestea, copiii au avut o reacție interesantă, au râs, s-au amuzat, au comentat, i-am lăsat un pic între ei să comenteze și am trecut la etapa a treia a lecției, care înseamnă decodarea în profunzimea textului. În următoarele trei cărți pe care le scoatem, sperăm noi, în decembrie, tot la Univers, o să vă regăsiți toate aceste etape. Nu e nevoie să vi le notați, ies repede și o să înțelegeți structura lecției mai bine decât acum doar povestită de mine. Aici, în etapa de decodare a lecției, ce contează foarte mult este cum știi să pui întrebările de la simplu la complex, de la imediat la departe de experiența lor și deducțiile absolut simple. Primele seturi de întrebări trebuie să fie strict despre cine sunt personajele, ce au făcut, unde erau, ce problemă avea, cine a intervenit, ce a rezultat din dialog. Întrebări pe care orice învățătoare știe să le pună sunt întrebările de înțelegere de bază a textului. După ce ai dus conversația la nivelul ăsta în care toți copiii au reușit să reproducă povestea într-o formă sau alta, fără să o rezume propriu-zis, încep să pui întrebările alea de adâncime pe care le-am tot sugerat la finalul textului, care sunt legate de
În cazul meu, fiindcă se termina ora și trebuia să fac totul într-o singură 45 de minute, am zis, dacă ar fi să rezumăm povestea într-un singur cuvânt, despre ce credeți că este ea? Și unii copii au spus despre libertate, despre alegere, despre constrângere și decizie proprie. Fiecare a avut așa o viziune bună, că deja o povestisem cumva. Iar alții au spus despre un cocobleț, despre un ponei, cei care au avut înțelegerea de suprafață. Da? Unii copii s-au dus la obiecte, alți copii s-au dus la sens. Din momentul în care povestea a fost digerată la nivelul întâmplărilor, treci la digestia semnificațiilor, nu? Despre care ai vorbit și tu. Dar cine îi dădea libertate cocoblețului? De unde și-o lua? Dar poneiul de unde și-o lua? Întrebări de tip problematizare, întrebări care îi pun pe copii în tensiune cognitivă, da? Nu doar cele de citire principală a textului. De câte ori pui astfel de întrebări, trebuie să-l întorci pe copil să-și justifice răspunsul pe text. A, păi își lua libertatea de la el însuși. Păi de unde știi tu asta? Apropo, asta se cere inclusiv la nivel de facultate, când susții o idee în orice tip de eseu, neapărat trebuie să te întorci la text și să justifici cu dovada concretă de ce e așa. Și obiceiul ăsta se formează de mic. A, păi uite aici, la pagina asta spune că eu îmi dau singur voie, eu aleg singur. Și faci în felul ăsta citirea selectivă. Copilul se reîntoarce pe text pentru că îl obligi în dialog să-ți justifice mereu, fără să-l crezi pe cuvânt, cu textul. Păi citește mami acolo unde zicea că și că și că. Da? Deci deja nivelul al doilea de citire este cel filozofic propus de lectură, de unde ne luăm libertățile, cine ne constrânge, dar nu în general, aici în text, cine îl constrângea pe el, ce ar fi trebuit să facă, oare faptul că dorea să-și împletească coada deranja pe cineva, oare faptul că vrea să zburde spre linia orizontului era o interdicție a cuiva, cine i-a impus primele interdicții? A, părinții, o fi fost bine că s-a întâmplat asta, vouă vi se întâmplă? E, aici e nivelul 3 al întrebărilor. Cum legi cartea de experiența ta? A, mi se întâmplă că mie nu convine că mami îmi spune nu și nu și nu la orice. Am avut cu a cincea discuția asta, dar și cu cei de-a doua au început să se vaite de părinți. Când au început să se vaite și să povestească de experiența lor, a apărut confruntarea și negocierea între cât îmi conving părinții, cât au ei dreptate, unde e libertatea mea. Ne-am îndepărtat de poveste și am ajuns în zona filozofică. E ok să negociez sau uneori să respect efectiv cum îmi spun părinții? Chiar pot să am orice libertate, cum spune textul, dacă nu deranjez pe cineva? Sunt încă sub tutela cuiva și am nevoie să ascult doar pentru că are o vârstă sau o poziție, o profesor? Și au ieșit de aici foarte multe dezbateri, dar de fiecare dată când dezbat copiii, nu chiar de fiecare dată, dar deseori întorc la text. Dar hai să găsim în text unde spune că n-ar fi în regulă, de pildă, uneori să fii liber și că te poți lega singur. Da? Îți poți autoimpune. A, păi în imaginea aia cu cocoșul care se lega singur. Cine știe povestea știe la ce mă refer. Deci, discuția pe marginea textului trebuie dusă de la stadiul și în fiecare oră de citire sau în fiecare săptămână cu unitatea de învățare sau măcar o dată tu, mami, pe săptămână, de la cum am înțeles textul la suprafață, cum am dedus intențiile personajelor, cum leg eu deciziile personajelor de experiența mea, dar pe fiecare din aceste straturi de întrebări, reflexul de a mă întoarce la text și a justifica mereu răspunsul cu dovadă din text creează abilitatea mai târziu, când iei un text de istorie sau o știre prost scrisă, de a găsi relația cauză-efect, de a găsi dacă autorul își susține punctul de vedere corect științific sau doar aruncă gaz pe foc. Nu? Lucru cu care ne confruntăm în fiecare. Sau citesc o ofertă extraordinară nesustinută de nicio dovadă și mă duc într-o vacanță proastă fără să-mi dau seama că am fost, nu?
atras într-o capcană. De ce? Fiindcă n-am avut reflexul când citesc sau mă uit la dovezi care susțin ideea respectivă sau oferta respectivă. E o abilitate a minții care e legată de gândirea critică. Mare chestie nu e gândirea critică, este această structură mentală pe care ți-o formezi de mic, să te întorci mereu la dovadă, la ce spune textul. Sau dacă faci tu niște deducții, mie mi se pare că cocoblețul era arogant, da? Oh, interesantă opinie, ia să vedem cum o susține textul. Mie mi se pare că poneiul nu trebuia să fugă, că poate stăpânul lui plânge după el. Interesant, am identificat în text personajul acestui stăpânul lui. Poate fi povestea despre cum cineva și-a pierdut un ponei? Nu, povestea nu susține firul ăsta narrativ. Asta e presupunerea ta, dar textul nu te invită să faci presupunerea asta. Înțelegi la ce nivel se ajunge mult mai ușor cu clasa, dar și cu copilul. Și în ultimul stadiu, după ce ai parcurs textul de atâtea ori, obligându-l pe copil să se întoarcă la dovezi, poți să ataci textul interdisciplinar. Cum a scris o învățătoare, că a construit cu copiii un cocobleț, da? Pentru copiii care au dezvoltare bună tactilă și le place să confecționeze și au construit animalul acesta. Pe clasa cu care am lucrat, i-am invitat să-și facă în weekend, să-și inventeze ei animale care sunt o combinație între două, dar nu genul struțocămilă, că nu mă interesează, ci dacă vrei, un struț care și-a pus, coarne de cerb, n-am idee, ei au avut idei mult mai frumoase decât mine, adică să fie ceva funcțional această combinație. Când am vorbit despre asta, am vorbit despre adaptarea animalelor la mediul de viață, că cocoblețul își pune niște ace ca să se adapteze la o situație legată de vulpi. Și am făcut aici trimitere la lecțiile de știință despre ce animale folosesc tehnici de adaptare foarte spectaculoase la mediu. Oamenii oare folosesc tehnici de adaptare? Și am vorbit despre măștile sociale, despre îmbrăcăminte, despre cum vrem să impresionăm și am intrat un pic și în cultură, istorie, civilizație. Dacă vrei, un învățător bun, de exemplu cultura școlilor din Occident sau anglosaxone, stă pe un text o lună. Pentru că textul este un pretext de a porni razant, așa, către toate posibilitățile de conectare pe care mintea poate să le facă. Am văzut acum câțiva ani într-un proiect de schimb între profesori la școala americană din Londra. Aveau de o lună de zile un text semiliterar, o poveste simplă pentru copii care se chema Păduchele. Și de la păduche au ajuns să îl urmărească la microscop firul de păr ce înseamnă, cum poate fi el atacat sau nu, să-și facă salon de coafură și să vorbească despre stiluri din alte epoci legate de păr, să facă la arte tehnica asta a liniilor foarte fine și să obțină imagine doar cu firul de păr, totul pornind de la un text care le-a dat capacitatea profesorilor să facă trimiteri transdisciplinare și să studieze, să-i ajute pe copii să cerceteze mai departe, pornind de la ideea acestea. După ce treci și prin straturile astea transdisciplinare, ideal este să te întorci să citești din nou textul, copilul singur sau tu cu el, pentru că se citește la cu totul alt nivel după ce ai trecut prin aceste experiențe. Sigur, am ratat și nu are sens să ținem aici discursuri învățătoarelor, momentul acela în care răspundem în scris, aia e partea de scris, pe marginea întrebărilor din text, ne inventăm personaje și poveștile lor, facem un rezumat, scoatem idei principale, astea sunt mai mult legate de exprimarea scrisă. Am vrut astăzi doar pe partea de receptare a textului și unde poate să ajungă dezvoltarea limbajului pornind de la el. Interesant că la clasa aceasta unde am predat această lecție, învățătoarea peste două săptămâni le-a dat un test de literație
în care la un dat, la un subpunct, le-a cerut să spună ce cuvinte noi au reținut ei de când a început școala. Toți copiii reținuseră cuvintele din această poveste, deși i-a făcuse și alte cuvinte. De ce? Pentru că legat de acest text a fost o întreagă conjunctură emoțională. Am creat povestea vieții mele în jurul ideii de a alerga către linia orizontului, am făcut trimiteri interesante, am citit în cor sau selectiv. Copiii au abilitatea de a dezvolta limbaj dacă explicațiile legate de noile structuri lingvistice se petrec într-un mediu academic așa alert și îmbibat de emoție. Așa cum vă vorbesc, să zicem, acum, sper. Deci, întâi percepția textului, pregătirea discuției, prepredarea vocabularului, pe urmă citirea de suprafață, dar citirea colaborativă cu momente de oprire și reflecție, nu pe repede înainte citim și... Pe urmă, discuția de suprafață, discuția despre alegerile personajului, discuția despre semnificația alegerilor, discuția despre viața ta. Și pe urmă, partea de creativitate pe marginea textului și transmitere interdisciplinare cu revenire permanentă. Dar ce zice textul? Dar el ce a spus? Acum, ce fac manualele noastre de literatură și închei, de scriere, citire? Le dau copilor texte nu foarte drăguțe și pe urmă încep răspundând la întrebări. Cine e personajul principal? Ce a făcut cu Tărică? Și copiii au oscilă să răspundă în scris la întrebări pe marginea textului. De ce? Pentru că scrisul este cea mai complexă competență. Ea nu se dezvoltă decât după ce ai dezvoltat foarte bine limbajul oral. Da? Când ești foarte bun pe a susține idei cu o anumită fluiditate verbală, abia după acest moment, după toate aceste discuții, mă așez și pun în scris idei pe marginea textului. La noi se trece muncitorește, meșteșugărește, haide răspunde la întrebări pe marginea textului și numim acest lucru lectură explicativă și de asta acest analfabetism funcțional. Adică putem să facem lucruri pe marginea textului, dar nu le trăim, nu incorporăm expresii și cuvinte noi, nu obișnuim atunci când citim ceva la prima vedere să avem reflexul format, că nu-l avem, să ne uităm întâi la suprafață, pe urmă la alegerile personajului, la semnificația alegerilor, la importanța lor pentru viața noastră și pe urmă la trimiterile cu alte zone ale vieții. Și nu obișnuim să ne susținem ideile nici măcar la clasa 11-a, 12-a, unde copiii primesc comentarii literare. Dacă te uiți la comentariile literare date de profesori buni, sunt o mulțime de idei acolo nesustinute pe marginea textului. A da exemple din text este un subpunct la baremul de corectură. Când el ar trebui să fie însăși rațiunea pentru care scrii, fiindcă poți să justifici și să argumentezi logic. Dacă faci asta de micuț, cât e mai mic, cu atât mai puțin stufoase aceste exemple, aceste conversații, se obișnuiește mintea cu acest mod de a recepta și de a rămâne mai mult pe text. Îți mulțumesc, Oana. Primește o grămadă de aprecieri în comentarii. Lumea se bucură foarte mult că am creat împreună prilejul ăsta. A fost foarte interesant inclusiv pentru mine. Aș vrea să mai adaug ceva, cu permisiunea ta, apropo de gândirea critică. Un lucru pe care l-au făcut copiii mei încă de la 4 ani, când am intrat în grupa 0, au fost învățați să deosebească, sau la început să încerce să deosebească, opinia de fapt. Da, știu. Și cumva totul a devenit foarte simplu. Bine, pentru mine ca părinte să am un debate cu ei e foarte complicat, pentru că dintr-o dată tot ce spuneam era asta e doar opinia ta, ai vreo dovadă la ceea ce spui? Exact. Nu sunt bune pentru tine, asta e un fapt sau e o opinie? Și eu mă gândeam, păi nu, e un fapt, hai să vedem ce scrie în cărți. Și a trebuit să vin cu cărți să spun, uite aici un studiu, uite încă un studiu, uite așa, și opinia mea este și că. Și un alt lucru pe care ei îl fac de mici, apropo de, deci eu am regăsit metoda asta a ta, în ce văd că lucrează, habar n-aveam că ea există și mă bucur foarte mult, în primul rând pentru mine, dar și pentru comunitatea mea, că am aflat lucrurile astea. Într-adevăr, ei stau pe o poveste o lună. Un alt lucru pe care îl fac este că nu-i contrazic,
îi ajută să înțeleagă dacă greșesc unde. Dar fără să le spună, știi? Dar de unde? De cum ai tras tu concluzia? Păi am citit că hai să ne uităm la text, exact cum ai spus și tu. Păi stai că de fapt era... Și lucrează foarte mult și împreună. Fac grupuri mici, de 2, de 3. Acum vă împărțiți că fac scenete, că dezbat, că... Dar pornind de la text și apoi prezintă proiectul, micul proiect. Și în felul ăsta e despre, și despre joacă și despre cooperare. Nu este doar teacher, profesorul și copilul. Hai să răspundem pe marginea textului. Exact. Și eu mi-aduc aminte din școală că scanam textul să găsesc pronumele, știi, despre ăla e, apar la da. Nimic. Da. Metoda asta cu facts and opinion, fapte și fapt și opinie, noi, de exemplu, aplicăm încă de la grădiniță, nu pe marginea textului, pe marginea imaginii. Se face lectură după imagine. Am avut recent la grupa mare o imagine despre toamnă și am fost foarte clară. Hai să formulăm adevărul științifice despre această imagine, care nu pot fi contestate. Hai să formulăm opiniile. E o metodă în pedagogia vizibilă care se cheamă Think Wonder. Este ce vezi, ce crezi despre ce vezi, ce te întrebi despre ce vezi, care organizează gândirea pe aceste paliere. Văd un ponei și un cocoș cu țepi pe o copertă roșie. Văd că poneiul e legat la picior. Facts, da? Fapte, clar. Bun. Ce crezi despre ele? Cred că poneiul se simte trist că... Nu? Asta e deja opinie. Și ce te întrebi? Anticipația. Oare ce i s-a întâmplat poneiului? Oare de ce? Oare, nu știu, vor împreună, oare au căzut într-o capcană împreună și tot așa. Și de multe ori când pregătesc o poveste, folosesc această metodă. Ce vezi, ce crezi, ce te întrebi? Încă de la grupa mijlocie, când analizăm o imagine despre toamna în vie la bunica, așa începe algoritmul de receptare a imaginii, fiindcă știu că asta le organizează metodic gândirea. Foarte, foarte util. Voiam să te întreb, și au fost câteva întrebări pe parcurs primite de la cititori, dar am așteptat să termin tu expunerea. Cât de fezabilă este aplicarea metodei acesteia în clasele în care sunt foarte mulți copii, că știm că sunt clase și cu 30 și ce se întâmplă online, că uite, nu știm. În clasele foarte numeroase, metoda asta are, nu că nu e o metodă asta, să știți că asta e în pedagogia clasică, o aplica și mama în grădiniță, acum 50 de ani, da. Ea n-a fost descoperită acum, este cum trebuie să fie gândirea organizată când se apucă de ceva să digere, așa cum și nu înghițim direct în stomac, nu? Întâi mestecăm, trece prin, ca să ajungă să... Fim nurtured, da? Să treacă mâncarea în organism, în celule, e un proces întreg metodic și mereu același. Cam așa e și cu cunoașterea. N-a ajuns să ai gândire critică și creativitate decât la baza formării tale. Au existat niște proceduri de lucru care s-au instalat, cum se instalează digestia în organism. Când ai clase numeroase, metoda asta, marea metodă, merge lent și greu la început. Și n-a pus să faci toate etapele într-o zi, dar le faci cu obstinație pe aceleași. Când s-a așezat matricea pentru toate tipurile de creiere din clasă, poți lucra pe repede înainte sau la nivel foarte înalt, chiar pe metoda, uite, tot în pedagogia asta a gândirii vizibile este metoda 3-2-1, în care copiii întâi formulează propoziții, pe urmă sintagme și pe urmă doar un cuvânt ca să extragă esența dintr-un fragment. Pedagogii noștri se sperie și o iau pe repede înainte că au nu știu ce desemnat în programă și de parcurs și evită munca asta de adâncime care merge foarte lent pe o clasă la început. Dar exact ce merge lent se și striază bine acolo în creier, se așează. Deci se poate. Dar la predarea online, metoda asta a observației unei imagini, a unui text, merge pentru că o poți procedura în niște tabele, cu niște joculețe,
cu răspunsuri bifabile. De exemplu, eu la grădinițe, fiindcă nu au toți răbdarea să construiască propoziții complete, coerente, când am făcut metoda asta, fapt și opinie, le-am desenat numele pe tablă, le puneam steluțe de câte ori venea, vedea, steluțe în dreptul numelui, bifeuri, nu că le primeau buline sau steluțe. De câte ori se activa o propoziție neașteptată sau mai complexă, ai metode de asta de gamificare ca să obții exprimare. Ce nu pot face însă părinții, ca să nu le vindem aici gogoși, e să aplice metoda asta acasă cu un aer didactic, că i-am învățat noi în seara asta. Copiii nu suportă părinții care își pun pălăria de profesor și o, stai așa că aplic metoda cu tine. Ca părinte trebuie să fii de un profesor de două ori mai apt, pentru că trebuie să o faci mecherește, intuitiv, sub formă de joc și nu oricine poate. Ce pot eu să... Nu oricine, trebuie să te exersezi. Noi, profesorii, am făcut scenariile astea încă de pe băncile liceului, cu mentori în spate, pe vremea mea. Ce vreau eu să creez în seara asta? Un pic de conștientizare a faptului că a citi mult și pe bandă rulantă are impact doar pe 20% din copii care au oricum limbaj dezvoltat și abilitate lingvistică nativă. Dar pentru marea majoritate a populației noastre de copii și școlare, dacă nu înveți măcar din când în când să te oprești și să recitești o poveste, să pui întrebări de adâncime, să te joci cu ea, să întorci pe toate părțile, să găsești sinonime, câmpuri semantice, sub formă de joc, să o desenezi, să o transformi în benzi desenate, dar cu intenția de a-l ajuta să găsească conectori logici în exprimare, întâi, apoi, pe urmă, în concluzie, pentru că. Deci dacă nu faci măcar așa aruncate niște metode de oprire a copilului pe text sau de justificare a răspunsurilor și a comentariilor, intri în contre cu el, te faci că nu înțelegi, tot îl ajuți enorm. Da? Nu ne așteptăm de la părinți de acum încolo, diseară când citesc, mâine seară, să se crispeze că trebuie să aplice un aparat, vreo metodă. Doar să nu mai fumeze pe repede înainte texte, pentru că copilul va avea tentația să o ia pe următoarea, cum stăm noi pe filme multe, binging, stories, story time, seara, binging fac și copiii când spun nu mă culc, mai vreau una, mai vreau una, mai vreau una. Nu, mai bine stați foarte lent pe prima și opriți-vă pe text și jucați-vă cu el. Mm-hmm. Și aș vrea să fac o mică notă aici, că e ok ca mamele sau tații, cine citește, să spună la un moment dat nu mai vreau să-ți mai citesc, nu mai pot, trebuie să ne oprim, că e și această nevoie a noastră de a ne sacrifica și ne și bucurăm. Au, copilul mai vrea o poveste, bine că nu mai vrea o poveste, dau, dar cumva eu încurajez să ne uităm mai și la mai bine faci un protocol, fă-ți metoda ta, citim mereu o poveste, poate aceea și luni și marți și miercuri și joi, dar ți-o citesc la alt nivel. Marți ți-o citesc mai pe repede înainte, miercuri ți-o citesc ca o pasăre ciripitoare, joi ți-o citesc ca un șarpe speriat. Adică folosești altă voce. Dar revină pe același text și citește-l de multe ori. Nu degeaba copilul mic cere aceeași poveste. Oh, da. Lui se impresionează structurile sintactice. Audițiile de poveste sunt mult mai eficiente decât cititul ăsta înainte. Audițiile pe bandă, pe casetă, era pe vremea, acum sunt direct online. Audiția aceleași povești în timp ce copilul se joacă ajută creierul să-și decupeze structurii sintactice pe care le va folosi spontan peste 2-3 luni și n-ai să știi de ce se exprimă atât de bine și fluent. Pentru că el percepe povestea ca pe o incantație, ca pe o muzică, învață niște structuri sintactice, învață substantive precise. Ați văzut că copiii din ziua de azi vorbesc cu niște chestii, niște chestii, niște chestii. Gen, da, nu folosesc substantive specifice. Dar asta și pentru că noi suntem repede înainte și le citim și le citim și le citim și consumăm. Consumăm fir narrativ. Da, și ne și consolăm cumva că sunt cărți, nu sunt clipuri, nu sunt filme, nu sunt jocuri, sunt cărți. Deci, și cumva cred că e justificat până la un anumit punct, pentru că vocabularul e mai bogat într-o carte decât într-un categoric film. E tot mai nu se stabilești un ritmul, da? Nu ți se servesc. Până la urmă, împreună cu copilul poți să vezi cât de repede, cât de mult, dar într-adevăr
așa, după ce am înțeles ce ai explicat, înțeleg și eu nevoia asta de a sta un pic mai mult pe ceea ce citim, într-adevăr. Hai să mai stăm doar 5 minute, Oana, că e târziu și vreau să respect promisiunea față de tine că vom sta o oră. Sunt câteva întrebări, dar sunt destul de specifice și uite, întreabă, cred că este o doamnă profesoară sau învățătoare, apropo de copiii cu cerințe educaționale speciale, specifice, ai sugestii și pentru ei? Se poate aplica metoda, matricea asta? Da, da. Copiii cu cerințe educaționale specifice au nevoie să vadă povestea dramatizată. După ce o citim un pic, puțin înțeleg firul narrativ, depinde și de cerința educațională. Când le citești povești lor, îți trebuie personajele făcute din hârtie, mutate, sub formă de jetoane, creată imaginea dinamică a poveștii. Iar cu ei, înainte de a citi povestea, trebuie stat foarte mult pe imagini din povești și identificarea unor secvențe înainte de a fi citită. E mai greu să faci asta când ai în clasă integrat un astfel de copil, fără să aibă shadow, fără să aibă sprijin, dar pe ei îi ajută să stea și mai mult pe poveste, să o descompună în secvențe, să o repovestească, să ordoneze secvențele, să numească cuvinte, personaje, propoziții, să construiască idei principale. Deci la ei, pe marginea textului, se lucrează ca la o limbă străină, ca atunci când predai o poveste în limbă străină. Eu știu frustrarea profesorilor, că au în clasă și competențe de genul acesta și copii cu nevoi speciale. Pentru ei, depinde principal de nivelul de dezvoltare lingvistică, secvențializarea poveștii și așezarea în imagine îi ajută mai ușor să lege sensul de secvență. Mm-hmm. Îți mulțumesc, Oana. Știu că e târziu și ești obosită și ai. Da, eu aștept cu drag oamenii să găsească cărțile cu ideile de la final. Eu am pus link-ul aici de multe ori, o să-l mai pun încă o dată și la sfârșit și oricum o să, când apară și cea de-a doua serie, ai spus tu că va fi pentru copii mai măricei și cu next level al metodei, așa rămâne numele, gata. Am botezat-o metodă acum în mare. Poate că mai facem atunci, nu știu dacă îți găsești timp în decembrie sau în ianuarie să reluăm un pic subiectul, pentru că am văzut că interesul e foarte mare. Înregistrarea o să rămână postată, așa că dacă o să doriți să o împărtășiți cu colegii din școală sau din grădiniță, puteți să o faceți oricând. Cărțile sunt acum la ofertă. Cred că e 82 de lei pachetul cu toate. Da. Și să spunem că la final apar sugestiile astea așa cam stufoase, cu ce am putea să facem pe marginea lor. Și acum mi-a venit o idee și mai bine bună pentru următoarele 3, să le prezint ca pe un scenariu de lecție, apropo de cam ce am spus astăzi, ca să fie și structurat. Cred că ar fi grozav. Dar te mai trag eu de mânecă să mai facem un episod 2. Da. Dacă aveți întrebări, o să încercăm și eu și Oana în zilele următoare, foarte pe scurt, să vă îndrumăm către ceva resurse. Îmi pare rău că nu mai putem sta acum, dar e târziu și știu că și Oana a avut o zi lungă și eu la fel și mă resimt și nu vreau să spun prostii cu un public atât de numeros. Bine, n-aș vrea să spun nici cu un public nenumeros. Deja spun prostii. Îți mulțumesc, Oana, încă o dată. Pe Oana o găsiți pe Vocea Părinților, deși pe contul ei, unde postează lucruri care uneori mă enervează, recunosc că sunt fix acolo, știi, unde nu vreau eu să mă uit și tu vii cu pancarta și zici. Eu mă bucur foarte mult când sunt provocată. Nu știu cum e pentru tine să primești toate. Ba da, știu că și mie mi se întâmplă la subiecte controversate să primești tot felul de reacții. Eu apreciez curajul tău și toate lucrurile pe care încerci să le schimbi.
dintr-un spațiu. Ai schimbat enorm pe mentalitate în România și cu o muncă uriașă de răspuns pentru la fiecare om și mesaj. Eu recunosc că nu fac asta și probabil că nu e bine, dar sunt foarte ancorată în școală și relația cu părinții și copiii care cresc sub ochii mei și pun trei sferturi din energie acolo. Dar din ce în ce mai mult îmi doresc să transmitem din ce facem în clasă și părinților, ca să nu mai fie angoasa asta că școala nu face suficient. Există câteva instrumente simple pe care le putem face și acasă, folosi și acasă. Și mă bucur că, uite, sunt lucruri care pot fi implementate ușor și în școlile de stat, fără cine știe ce investiții sau, sigur, adaptate la ce se întâmplă acolo. Dar mă bucur că există interes și că oamenii doresc să învețe. Îți mulțumesc că împărtășești. Felicitări pentru cărți, le așteptăm și pe următoarele. Îți mai scriu eu să facem episodul 2. Vă mulțumesc tuturor, e foarte târziu. La Nani toată lumea, nu mai citiți în seara asta, doar un pic de Netflix și la culcare. Și noi ne vedem și săptămâna viitoare. Aveți grijă. Îți mulțumesc, Fania. La revedere.